Mai toate piețele din principalele municipii și orașe ale județului sunt deschise în această perioadă, în ciuda spaimei creată artificial pe motivul noilor restricții impuse de starea de alertă. Prefectul județului, George Lazar, a dat lămuriri în acest sens luni 9 noiembrie, explicând că au fost găsite soluții, fie ele și de compromis, inclusiv în ceea ce privește piețele închise. Astăzi, la nivelul județului Neamț, pe zona de piețe agroalimentare suntem în următorul scenariu. Pe Bicaz, Roznov, sunt piețe deschise, nu foarte mari, care pot activitatea se desfășoară în continuare fără niciun fel de restricție. La nivelul orașului Târgu Neamț, din discuțiile avute cu primarul orașului Târgu Neamț, cu domnul Daniel Harpa, s-au identificat soluții ca două panouri laterale, doi pereți laterali ai pieții să fie dat jos, astfel considerând că piața agroalimentară din zona Târgu Neamț poate să își desfășoare activitatea în continuare, bineînțeles cu respectarea măsurilor în vigoare de distanțare a tarabelor de vânzare, cu distanțare socială între clienți, cu dispenserele cu privire la dezinfectarea mâinilor și cu purtarea măștii obligatorie. În municipiul Roma, în piața centrală este în aer liber, nu sunt probleme, iar în zona hălii centrale din municipiul Roman, acolo unde sunt activități comerciale de vânzare a produselor lactate și de origine animală, fiind total separată de piața centrală și fiind o clădire cu destinație scop comercial, rămânând deschisă. În municipiul Piatra Neamț, și aici vorbim de piața principală, piața centrală, unde am fost astăzi împreună cu domnul primar Andrei Carabelea, cu reprezentanța ai DSP, DSVSA, ISU și respectiv poliția, am stat de vorbă și cu comercianții care își desfășoară activitatea în piața centrală. Încercăm să identificăm soluții de, în următorul sens, vânzătorii, producătorii, cum vreți dumneavoastră, care comercializează produse lactate, produse de panificație, produse de origine animală congelată sau necongelată, urmează să-și desfășoare activitatea în continuare în interiorul pieței centrale, asigurându-se în acest sens o fluidizare și trasee și circuite stabilite de către Direcția Sănătate Publică. În legătură cu comercianții pe zona legume-fructe, căutăm și suntem în varianta în care putem să spunem că am identificat soluții ca circuitele pe care DSP-ul le va face, respectiv de intrare, respectiv de fluire, de ieșire, să respecte un anumit traseu, ca tarabele sau boxele care sunt înăuntru să respecte o anumită distanță între ele, poliția comunitară să asigure fluidizarea traficului comercianților și a persoanelor care a clienților cu aparate de termoscanare la intrările din piața centrală, cu descoperirea în parte a anumitor pereți ai pieței centrale, cu deschiderea trapelor de sus, a gurilor de vizitare și de aerisire, să găsim posibilitatea și să avizăm în acest sens favorabil și DSVSA-ul și DSP-ul continuarea activității în interiorul pieței centrale din municipiul Piatra Neamț. La Roman au existat temeri că vor fi închise hala centrală și piața mică, însă autoritățile au decis că hala, deși este spațiu închis, are caracteristicile unui magazin. Pentru piața mică a fost adoptată ca măsură de avarie închiderea și scoaterea comercianților în afara clădirii, aceștia fiind expuși intemperiilor. În cursul zilei de marți, autoritățile au montat corturi. Au fost aprobate anumite restricții privind această perioadă de răspândire a COVID-ului, care au restricționat activitățile în piețe. Noi la Roman am putut continua activitatea în piața mare, fiind o piață deschisă, astfel încât programul și activitățile nu au fost modificate. Singura problemă a fost la piața mică din Smirodava, în care, fiind o incintă închisă, a trebuit să scoatem în exterior tarabele pentru activitatea comercială. Am încercat să asigurăm condiții normale impuse de aceste reglementări și am montat în această dimineață și
corturi pentru protejarea celor care sunt acolo, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, societăți care își desfășoară activitatea în piața mică, astfel încât să fie feriți de intemperiile vremii. Orice măsură necesară o vom lua în condițiile legii. Am fost prezent atât într-o zonă cât și în piața mică și în piața mare pentru a sta de vorbă cu atât cu conducerea pieței cât și cu cei direct implicați sau afectați de aceste măsuri și cred eu că împreună găsim soluții să trecem peste aceste momente nu tocmai simple. Cred eu și am înțeles că în perioada următoare se analizează măsuri și anumite lucruri care să reglementeze mai exact desfășurarea în perioada următoare astfel de activități, ținând cont că urmează și răcirea ale temperaturii și atunci scăderea ale temperaturilor și credem noi că aceste lucruri vor fi reglementate într-o perioadă de timp relativ scurtă. Comercianții din Piața Mică din Roman erau total nemulțumiți de situația în care se află. Aceștia au decis totuși să reziste la tarabele de afară cât le va permite vremea, deoarece numeroși romașcani preferă produsele lor față de cele din marile magazine. Asta cel puțin înainte de montarea corturilor. Suntem foarte supărați și nu mai vorbim. Suntem foarte supărați, nu supărați, nu ne mai necăjească nimeni cu vorbitul. Cu vorbitul nostru în zadar. Ce faceți cu marfa? Vă lasă măcar să o țineți în interior? Da, ne lasă. Dar o cărăm, transpirăm, ne îmbolnăvim. Dacă nu ne-am îmbolnăvit, vreți să ne îmbolnăvim acum. Credeți că se putea găsi și o altă soluție? Cum s-o găsit în altă parte, se putea găsi și aici. Cam dumneavoastră, așa, având în vedere că stați de mulți ani în piață, cam care ar fi fost soluția după dumneavoastră? Am stat și până acum, înăuntru. Că nu-i acolo, nu-i aici, îi. Aici îi boală, că-i frig și înghețăm. Aici, dacă ne îmbolnăvim, ne îmbolnăvim aici. Până acum n-am fost bolnav. Dacă ne scoatem frig și vine apa, uitați, așa, la picioarele mele, cum să fie bine? Cât veți mai putea rezista așa afară? Până vine zăpada? Cât dă Domnul și cât vor politicienii să ne țâie. Da, să pleci. Unde să stai? Asta este. Bate joc din noi, domnule. Înăuntru e gol și... Taxele au rămas la același nivel sau v-a fost oferită vreo facilitate pentru că stați afară? Facilitate nu a fost. Cât achitați anual sau lunar? Sau? El e zilnic. Taraba 11 lei. Nu vreau să mai spun nimic, vă rog frumos. Soluția era cea mai bună, că sunt ferestrele care se putea deschise, ușile deschise și era ca în București, ca o hală, care era acoperită, nu așa, sub cerul liber. Asta era cea mai bună soluție. Nu să ne scoată aici așa, să stăm ca vai din noi. Măcar dacă făceau un cort deasupra, măcar să fie acoperit deasupra. Să nu fie, să stăm sub cerul liber. Asta sunteți producător sau comercian? Producător, da. Și cât veți mai rezista în condiții? Avea începutul, nu știm. Avea începutul. Credeți că, într-adevăr, în modul acesta au fost favorizați cei care dețin supermarketurile și au piața cea mare de desfășurare? Sigur că da. Ei au fost favorizați. Exact, așa este. Ce facem noi cu marfa? S-o duce fiecare dimineață. Vedeți dimineața când venim noi aici și scoatem marfa de acolo, toată lumea cu lăzele să le punem și să le așezăm. Și după amiază iar le strângem și iar le ducem înăuntru. Asta e viață? Asta e discriminare, pur și simplu. Ce să mai discutăm? De câți ani sunteți comerciant în piață? De 20 de ani. Au mai fost situații de genul ăsta? Nu, nici într-un caz. Noi veneam când nu era piața asta amenajată așa, dar veneam cu puțină marfă și ne duceam acasă. Dar când era ger, nu veneam. Ce să mai... Asta e situația. Am înțeles că a fost domnul primar în vizită aici să vadă situația la fața locului. Ce v-a spus? O să vedem, o să vorbească cu cei de sus și să vadă ce reglementări. Acum noi nu mai știm ce au făcut și ce au... Credeți totuși că se poate găsi o soluție pe plan local? Eu zic că s-ar putea. Dacă își dau interesul, s-ar putea să găsească. Eu așa zic. Cum
pe piața mare și hala mare e deschisă și aici nu. Și toate, adică aici ai COVID, acolo nu-i COVID. Cum vine asta? Spune-mi, acum vorbim la drept, nu? Se îmbolnăvește lumea în piață. Că asta e vorbă spusă de cineva care toată lumea, dacă s-a dus și a avut petreceri undeva, acolo s-a îmbolnăvit și spune, unde ați fost? În piață. Hai să fim serioși că nu în piață se îmbolnăvește lumea. Că dacă era să îmbolnăvească în piață, ne îmbolnăveam și noi, dar până acum nu ne-am îmbolnăvit. Dar de acum ne îmbolnăvim când ne îmbolnăvesc ei, când ne ține afară aici în ger. V-ați făcut teste COVID? N-am făcut. De ce să fac dacă nu am niciun simptom? Pentru ce să fac?